Deci la ruși am auzit chestia asta de cineva din industria asta de muzică, la o firmă mare de evenimente din România. În Rusia se întâmplă foarte des, mă rog, se întâmpla foarte des treaba asta, și anume venea, nu știu, Shakira și negreșit se trezeau unii care contactau agenția de organizatorul de evenimente sau agenția care se ocupase să o ia și acasă pe Shakira să le cânte. Și tariful, nu, dar tariful era dublu. Dar zic că tariful era... este cât vrea artista. Păi da, dar era, nunta, era ca o regulă nescrisă așa. La nunta, cred că miliardarului Mittal indian, cred că a fost Kylie Minogue, care la, nu știu, un milion, jumătate de milion, așa. Nu că e dublu, a calculat, de... știți că la Antold cât luați ca să vă dăm de dori. Nu la Antold, la, zile, da, știi că la zilele orașului. Dar nu zice el la zilele... Doamna Paris Hilton, la zilele orașului Craiova. Bă, lasă-mă, Gicu. Dar tu ce crezi, mă? Așa și imaginează mușa că merge negocierea. Se duce la o sacoșă de bani, zice, exact. E bine, dar nu e așa, ești nebun la cap. Tu crezi că a sunat impresarul? Da, normal, dar crezi că vorbește el direct? Crezi că sună, alo, aici Mittal, merge un milion, merge domnul Mittal, cum să nu meargă? Merge, Brăila, s-ar bani de matale campaile de la combină. Crezi că a sunat la Sony, Sony Zimbabwe. Oamenii lui Mittal au sunat o agenție de evenimente care a facilitat chestia asta. Eu cred că genul ăsta de chestie e... E prin booking agent, asta făcută sigur, 100%. Sigur. Termină și cu prostii. Și sunt tarife, au tarife de concert, tarife de private party. Dar că există un mit local, o legendă locală, cum că la o nuntă din Buftea a cântat YouTube. Nu știu dacă știți povestea asta. Tu știi povestea. Știi și la nunta cui, teoretic, ar nu, fi nu știu la nunta cui, știu cine a zis că a stat cu Bono la masă. Nu, deci nu că e o legendă. Deci un om a spus că a stat cu Bono. Ne povestea, nu că, deci ne povestea cum a stat cu Bono la masă. Probabil la aceeași nuntă, că nu cred că a venit Bono și la nunta din Buftea și să vadă, nu, la Noaptea Muzeilor. Nu cred că a venit cu două motive. Băi, Noaptea Muzeilor e pot să văd... Mamă, Art Safari, să-mi bag cu ăla. Lasă Safari, mă, ăla, mă, cum să numești eu, Muzeul Muzeilor? La Antipa. La Antipa e gratis. Să mă duc la festivalul de păpuși vii de la Craiova. Da. Ai, ok. Eu uite să-mi bag pula, băgat dinozaur la Antipa. Nu mai ai gen mici. La Dino Park în Râșnov. Exact. Îl duc pe Fimiu că vrea să vadă, deci fițul lui Bono vrea să vadă Dino Park-ul din Râșnov. Bine, acolo chiar are logică că la noi sunt cei mai mici dinozauri din lume. Am adus la Divertiland pe ăsta mic. Sau cele mai mari șopârle. Orice mai mici dinozauri, ori cele mai mari șopârle. Depinde cum marketezi. Nu, dar ar trebui să fie când e pe gratuitate. Nu, mă, pe țărănie, mă, că în Noaptea Muzeilor e gratis, știi? Am văzut că au băgat Lopez la Lidl. Da, o duce în altă zonă, e altceva, nu e? Da, așa e. Nu, e, adic, nu, dar de-aia zic că omul care a povestit că a stat la masă cu Bono, nu cred că a povestit în altă circunstanță decât nunta evident inventată din Buftea. Da, tu știi despre cine vorbesc? Îți zic după emisiune. Eu nici nu știu despre cine vorbești, dar eu e prima oară. E prima oară, că nici n-am văzut ce a zis Gicu, e prima oară când aud. Numele. A zis, da, am dreptate, nu? Da, da, păi dar e un singur om care ar putea să, despre care ar putea să se spună zvonul ăsta. Cum adică? A, de ce? Cum adică? Adică eu cred om? Că e un singur om care, despre care ar putea să se creadă că a făcut asta. Știi? Pentru ce? Că n-am înțeles. Adică e un singur om. Invenția da, e un singur om plauzibil. De care... ce? Nu, cum adică? Tu cunoști un singur om care inventează? Nu, nu, nu. Nu e vreodată doar să ți-l permiți să-l aduci pe Bono. Care invent... Dacă să-l aduci pe Bono la o nuntă în Buftea, da. nu sunt suficienți doar banii. Trebuie să ai și relații în showbiz și șmecherie. Sigur, Becali nu l-ar dori pe Bono. Adică, îmi imaginez, nu știu. Să cânte Bono, uite, ori dau ciuna română. Ce pula mea? La Becali, dacă ar fi să-și facă un line-up, ar cânta, nu știu, Era, Tarkan, nu știu, ar fi o... La Becali? Da, o... chiar ar... Și-a reunit Destiny Shell sau ce-i plăcea lui, cum le chema pe fete? Nu, nu îi plăcea foarte mult aia piesa I'm a Survivor, când nu era filmare cu el când dansa pe Maybach cu I'm a Survivor, I'm a... Eu l-am văzut, dansând pe reggae și chiar dansa frumos.
Stai, mă, omul a fost. Dansa pe bombarii, am văzut. Băi, stați o secundă. Vă știți că ala cu Becali care dansează pe bombarii? Eu cred că știu, da. Băi, dar stai o secundă, da. Ia caută Denis. Becali dansează Bob Marley sau ce? Stai, mă, ăștia au fost băieți de băieți. Aia mergeau la discotecă. Adică nu ți închipui că el a făcut. A, clar știu să danseze. A vândut ouă. Ăștia-s băieți care dansau exact. Îți zic, deci Becali stă de toate metodele să atingi sânii unei fete la un blues. Cu, ăștia au făcut cu Dubi Love, exact. Asta eu, e. Da, nu e bun. Nu-i bun, da. Bun. Da, nu-i da sunet. Dar se simte bine, ne agigim. Mie-mi place. Eu uite. Nu mai e bine, nu, asta chiar dansează foarte bine. Da, frate, nu știați, clar știați. Și era intimidată de chiar talentul. Chiar știa ce face nevastă sa? E nevastă sa. E nevastă sa. Nevastă e foarte drăguță. Adică da, da, da. Dar e, uite, e o tipă foarte feminină și care arăta tot ok mereu. Adică nu... Dansează foarte bine, asta e. Deci n-ai ce să zici. În tot acest timp, în tot acest timp, ca bărbosul dansa așa. Deci de-abia bărbosul putea să fie la nivelul ăsta. În tot acest timp aș dori să vă mai arăt o nestemată a YouTube-ului românesc legată de dans. Așa. Scrie așa, Denis. Concurs breakdance, discotecă Iași, 1985. Bă, mă uitam și eu la... 1985. Dar uite, ți-a căutat 82, era 92. Primul. 83. Dacă se poate, da, se poate și cu sunet? Nu știm, mai bine nu riscăm. Nu, 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 dă cu sunet, crede-mă că nu e niciun risc. Da, dar nu se aude. Ia uite, tată, 1985. Bă, da, pe concurs 83. 83 chiar? Scrie 83, da. Ia uzi-vă-s. Dar scrie acum 40 de ani. Bă, dar nu-i rău. Dar stăm, dar nu e rău deloc. Și frate mi făcea sfoara și robotul. Ia dă-i mai încolo, lasă robotul. Stai să vezi tandemul, aia care au câștigat echipă de uite-l pe DJ și prezentator foarte bun. Ia uite-l cu mine. Bă, șapca asta, stă, dă-i un pistop. Dă-i un pistop pe aia. Dar ce se întâmplă cu șepcile astea? Asta vreau să întreb. Stai, genul ăsta de șapcă ca să ți-o procuri era echivalentul efortului de a-ți cumpăra astăzi un Opel Astra, cred, cam așa, nu glumesc. De șapca asta, băi, oameni buni. Deci eu aveam o șapcă cu insula Marea Brăile, făcută tip american, care mi-a luat-o unul la Brăila, pe terenul de basket, care a zis, vreau să joc și eu, știi? Și noi eram mulți care n-a vrut nimeni să... Dați-mi și mie să dau la coș, știi? Noi jucam basket și a venit tipul ăsta care era mai mare așa. Pe terenul de basket din parcul Monument, din unde mergeam cu prima mea iubită. Așa, dacă mai vrei să dezvolt, fără să zic ce aveam de zis, pot să dezvolt. E lângă sala polivalentă, da, și acolo am dat eu de motor și tot acolo ne dădeam cu niște colegi cu bicicletă tip Pegas cu șa lungă și puneam frâne pe cartoane. Și te duceai mult, așa, te duceai mult, că era cam singura clădire care avea genul ăsta de un fel de... Puneai frână pe cartoane? Da, ca să te duci mai mult decât când avea bicicletă cu șa lungă, în general făceai cele mai mișto frâne. Și la aia cu șa scurtă mergea, dar nu era ca la aia cu șa lungă. Și eram invidios pe... Era un coleg de-al meu care avea bicicletă cu șa lungă, eu n-aveam. Și după aia m-am dat seama că putem să lungim frâna. Că puneai frână și na, te mișcai din fund și te lăsai dâra. Așa, dacă frânai pe carton... Cartonul nu a... Deci era o frecare, dar nu era aceeași și te duceai pe carton cu croata din spate. Îmi place cum explică Mușat fenomenele astea fizice. Și este... Deci te duceai cu cartonul și te duceai mai mult. Așa, stai că am uitat ce vreau să zic. Așa. Și eram pe terenul de basket, așa, și a venit acest individ care părea mai golan decât noi. Noi eram destul de mulți, dar... Și a zis, vreau și eu să joc, ne-a întrerupt, știi? Dă și mie cineva pasă. Și nu i-a dat nimeni. S-a dus, a luat mingea. Bă, era sărăcie. Să știți că și golanii aveau farmecul lor. Adică eu îl înțeleg acum. El nu avea minge de basket. Era mai șmecher. Eram de la liceul Murgoce. El era prea sărac. De la liceul 5, să zicem. Liceul tehnic. Așa părea, știi? Și nu avea acces. Minge de basket. Bă, nu era chiar așa oricum să-ți iei minge de basket după Revoluție. Și n-a vrut nimeni să joace cu el, s-a dus, dar a zis, da, bine, iau eu. Și a luat mingea și s-a dus făcând 1000 de pași, adică a încălcat toate regulile. Deci imaginați-vă un copil mare, chiar se rupe inima, îți dau lacrimile. Și a mers, el a mers ca un fel de delfin cu mingea aia, știi, așa juca basket, un fel de delfin, știi? Delfin sau focă din aia, ca la circ. El așa credea că ar trebui să joace, s-a dus și a dat la coș, a dat singur...
Și ai intrat? Nu mai știu dacă a intrat, nu contează. Și aia s-a întors așa către noi și a zis, vedeți mă, pot să joc și singur. Ok, noi n-am, nimic n-am zis. Și pe înainte să plece, a văzut șapca mea, pe care eu, genul ăsta, dar din aia americană, cu plasă, de care au acum toți oamenii, da, de pe glob, de la americani, da, șapca de aia de american, de baseball. Aș, de baseball, de șapcă, de camionagiu, de soare. Așa. Da, probabil. Doar că era cu Islam Marea Brăile, IMB. Nu știu de ce, probabil să făcuse un schimb de experiență cu americani cu, și am primit niște șefci. Să povestea ta. Și am primit niște șefci. Nu mai pot să mă nu contează. Nu contează. Nezi sau... Nu existau șefi de genul ăsta. Și sunt sigur că o să ajungi la final și o să fii un căcat și mă mai ai. Asta vrei să zici că nu existau terminat. Șefi. Nu exista. Și înainte să plece a zis, hopa, ia-te șapca asta, stai mă, Denis. Stai mă, uite șapca asta. Și s-a dus. Dar de ce arătau toți ca mine? Stai mă, n-am terminat. Și a luat șapca. Și că sunt imagini, dacă pui asta cu breakdance-ul lângă imaginile cu minerii când au venit în 90, arată la fel. Zici că au coborât minerii în discotecă. Așa zi. Și a pus șapca mea pe cap și a zis, îmi vine bine. Și aia a fost. Și a plecat. Și n-am trăzit nimeni să-i zică nimic, nici eu care era șapca mea. Nimeni n-a zis nimic, nimic. Dar îmi vine bine. Și pe aia a trecut de gard și a zis, bă, mulțumesc. Adică mi-a mulțumit după ce mi-a furat-o.